situația este mijlociată, s-a agravat. Deci se pare că nimeni nu este dispus în mod real și efectiv să îmbunătățească condiția sistemului judiciar ca organizare, ca structură și ca toate componentele pe care le implică pentru a asigura un act de justiție pentru cetățean. Cu cât veți vedea că judecătorul este mai încărcat pe rol cu dosare, cu atât veți trage concluzia că stima și respectul față de dreptul cetățeanului atinge cote minimale. Deci este imposibil să ne imaginăm un act de justiție cu 200 de dosare pe judecător. Este imposibil să stabilești impactul pe justiție și în raportul comisiei că bugetul instanțelor ar trebui să fie gestionat de aparținători și el prin ordonanțe succesive, inclusiv prin aceasta ultimă, să fie din nou rămas în portofoliul Ministrului de Justiție. Este aproape aberant să ne imaginăm o strategie a sistemului judiciar în care în secolul 21 se propune reactivarea serviciilor specializate de ascultare din penitenciare. Este anormal într-o bulversare a instituțiilor statului, a competențelor, ca Curtea Constituțională să se pronunțe ca și instanțe civile. Și de-a dreptul înspăimântător ca oficiali ai statului să ia poziții publice în dosarele pe care judecătorii le instrumentează și să imprime public și mai ales să facă acțiuni de verificări disciplinare a judecătorilor care au pronunțat o soluție alta decât și-au imaginat-o cei cu asemenea poziții. Dar se umblă la chestiuni care sunt halucinante. Să îți imaginezi că judecătorul va răspunde pentru o abatere disciplinară într-un an de când ai descoperit-o tu, adică poți să o descoperi peste 10, 20, 30 de ani, înseamnă a face o răspundere disciplinară similară cu regimul crimelor de război. Statutul magistratului este fragilizat. El trebuie vulnerabilizat. Și mai ales trebuie să dea soluțiile pe care și le imaginează altcineva. Independența magistratului pornește și de la statutul magistratului, de la răspunderea sa materială, de la pregătirea profesională, de la condiții. Cum se poate face un act de calitate juridică cu mai puțin de 40% din numărul din schemă, când numărul de dosare din 2004 s-a dublat, s-a triplat și așa mai departe. Asta înseamnă independența justiției. Judecătorul să aplice numai legea, nu alte influențe, nu să fie victima altor presiuni sau mașinațiuni de orice fel.